Echipa de robotică din cadrul Colegiului Național Dragoș Vodă din Sighet s-a clasat în top 10 al echipelor din țară în urma participării la sezonul 5 Remote al competiției BRD First Tech Challenge România Nație prin Educație. Sighetene au prins un loc bun, nouă, ținând cont că la competiție au participat 32 de echipe. Regionala Cluj sezon 5 Remote al competiției BRD First Tech Challenge România Nație prin Educație a avut loc în perioada 11-22 mai. În acest sezon s-au înscris 167 de echipe Echipe de robotică din țară, împărțite în patru regionale. Din Maramureș au participat patru echipe, trei din Baia Mare și echipa din Sighetom Armației, Tech X, clasându-se în top 10. Echipa colegiului Sighetan nu este la prima participare la acest concurs. Prima dată, în sezonul 4 al competiției, a obținut calificarea la faza națională. Din cauza pandemiei, sezonul 5 s-a desfășurat în format remote, cu transmiterea live pe canalele de YouTube.